Reti reticența față de vaccinare este un fenomen întâlnit în lumea întreagă, așa că șefii de stat lansează campanii sau imunize se imunizează în văzul tuturor. Evident, există și abordarea cu forța a problemei. În Filipine, oamenii au, ales, au de ales între vaccin și pușcărie, spune președintele țării, exasperat de letoarea procesului. There is a crisis being faced in this country. There is a national emergency. Kung ayaw mong magpabakuna, ipa kita. Pero kung hindi kayo magpabakuna, umalis kayo sa Pilipinas. Go to India if you want to somewhere to America. Avocații pentru drepturile omului au replicat că oamenii nu pot fi arestați pentru că refuză vaccinarea. Asemenea argumente nu l-au oprit în trecut pe președintele filipinez. De la preluarea mandatului acesta a lansat un război împotriva drogurilor care a dus la peste 12.000 de decese.